Cred că putem începe, da? Stimați invitați, stimați colegi, vă spun bună ziua și vă zic bine ați venit la lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 17 martie 2020. Declar deschise lucrările ședinței noastre cu următoarele precizări. Din totalul de 21 de consilieri, suntem prezenți 16, ca atare avem condiții pentru a ne desfășura lucrările ședinței. Ordinea de zi a fost comunicată. Sigur că dumneavoastră v-ați însușit-o. Am înțeles că au fost și comisiile de specialitate, deci discuția asupra ordinei de zi au fost și s-au menționat. La primul punct, nu voi trece, bineînțeles, să parcurg ordinea de zi, că misiunea mea nu este pentru așa ceva. La primul punct, după cum ați observat și dumneavoastră, avem un proiect de hotărâre prin care va trebui să ne alegem un nou președinte de ședință. Mandatul vechiului președinte de ședință s-a încheiat, urmând ca pe o perioadă de 3 luni să ne alegem un nou președinte de ședință. V-aș ruga să faceți propuneri pentru un nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni de zile. Domnul Fasecaș, vă ascultăm. Stai. Îl propun pe domnul Bălăjel Teodor. Aveți să luăm propunerea noastră, vă mulțumim. Dacă mai sunt și alte propuneri. Deci nu mai avem și alte propuneri. Vă consult și vă solicit votul în a propune pe domnul viceprimar Bălăjel, președinte de ședință nu ales. Cine este pentru? Dacă sunt voturi împotrivă. Dacă se abține cineva. Cu un singur vot în abținere, un total de 15 votanți, s-a ales nou președinte de ședință în persoana domnului viceprimar Teodor Bălăjel. Îl rugăm pe domnul viceprimar Teodor Bălăjel să ia loc la masa lucrărilor și să ne conducă în continuare desfășurarea ședințelor pe o perioadă de încă 3 luni. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnul consilier Taloș. N-am știut de ce tot îl sună de dimineață domnul vice pe Michi. Mă să vin la ședință, dar acum mi-am dat seama de ce. Michi, chiar și în cârșe, bravo! Hai că mă duc acolo, pot să am. Haide! Domnilor consilieri, vreau să vă propun spre aprobare ordinea de zi a prezentei ședințe, așa cum ați primit-o fiecare dintre dumneavoastră în scris, și dacă sunt discuții sau completări, v-aș ruga să le faceți. Cine este pentru această ordine de zi? Mulțumesc. Dacă sunt abțineri, nu sunt. Voturi împotrivă, nu sunt. Vă mulțumesc. Acum, dacă tot e microfonul la mine, domnule președinte de ședință, vă rog să acceptați în 2 minute să fac o scurtă informare legată de situația epidemiologică, să spun așa, din municipiul Zalău, epidemiologică însemnând, sigur, raportându-ne la infecția cu nou virus, cu nou coronavirus. De la începutul pandemiei, respectiv din 24-a-2-a, până astăzi, în municipiul nostru au fost 121 de persoane care au fost izolate la domiciliu. 56 de bărbați sau 5-6 de persoane de gen masculin și 65 de persoane de gen feminin. Astăzi avem
izolați la domiciliu, 75 de persoane, 35 de bărbați și 40 de femei. Ieri știți cu toții că a fost publicat în Monitorul Oficial decretul privind instituirea stării de urgență. Și vis-a-vis de acest decret care a fost publicat și care a fost dat de președintele României, câteva precizări doar. Începând de ieri, poliția locală se subordonează operațional Ministerului Afacerilor Interne. Deci dacă în perioada asta, cât durează starea de urgență, o să aveți întrebări din partea cetățenilor din municipiu, că uitați, poliția locală, nu știu ce ar trebui să facă, să puteți să le răspundeți, și asta este realitatea, deși se subordonează pe această perioadă de 30 de zile, dacă nu va fi prelungită, Ministerului Afacerilor Interne. Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, de asemenea, se subordonează operațional unităților teritoriale de poliție, care stabilesc activitățile de sprijin pe care acestea le execută. Serviciile voluntare de pompieri, la noi nu este cazul, și acestea se subordonează Ministerului Afacerilor Interne. Beneficiarii fondurilor europene, afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute în prezentul decret, pot decide, împreună cu autoritățile de management și organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii. Ce înseamnă asta? Firmele care execută acum în municipiu lucrări pe fonduri europene, dacă apreciază că angajații dâșilor trebuie să fie izolați sau solicită angajații, știu eu, să beneficieze de dreptul de a îngriji un copil acasă și ei se află în imposibilitatea de a continua conform graficului de lucrări investițiile pe care le avem de făcut, avem această posibilitate legală de a suspenda contractele de finanțare. Sigur că astăzi nu se pune problema. Noi am făcut, să spun așa, o trecere în revistă a celor care lucrează pe fonduri europene în municipiu și astăzi nu, niciunul dintre firmele respective nu ridică probleme din acest punct de vedere. Ba, dimpotrivă, noi insistăm ca lucrările, atât cât o să permită, sigur, măsurile restrictive care probabil că vor fi impuse într-o etapă ulterioară, insistăm ca lucrările să continuă și toate aceste investiții. De asemenea, în acest decret se prevede că se vor dispune măsuri pentru asigurarea continuității și funcționării tuturor serviciilor de utilitate publică. Cele care depind de noi, mă refer la salubrizarea municipiului, în special la firma Citadin, care face lucrările de întreținere spații verzi și de curățenie în oraș, astăzi nu se pune problema oprirea activității și vor funcționa în continuare. Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență. Adică, iau un exemplu, o autorizație de construire, care are termen, eu știu, până în astăzi. Termenul este prelungit prin efectul legii, până la termenul sau până pe toată perioada cât durează starea de urgență. În serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual necesare. Noi am pus la dispoziția, în urma unei solicitări pe care am primit-o de la DSP, am pus la dispoziția Direcției de Sănătate Publică a județului Sălaj un număr de asistenți medicali de la cabinetele școlare. Școlile nu funcționează așa cum bine știți în perioada asta. Acolo e nevoie de personal medical, mă rog, cu pregătire sanitară, și atunci ne-au solicitat până ieri 6 asistenți medicali. I-am
delegat de la Direcția de Asistență Socială, respectiv de la cabinetele medicale, la Direcția de Sănătate Publică, pentru ca acest personal să poată fi folosit în acțiunile și în strategia de combatere a infecției cu nou coronavirus. Pe perioada stării de urgență pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu pot fi suspendați din funcție de conducere conducătorii unităților sanitare, Direcția de Sănătate Publică. Aici am înțeles că va fi o modificare, dar eu am citit-o așa cum este astăzi publicată în Monitor. Joi, când acest decret va trece prin Parlament, aici, din câte știu eu astăzi, va fi o modificare și o să avem o formă finală abia joi la acest punct. O să mai explicuiesc câteva lucruri din decretul respectiv. Așa, pe perioada stării de urgență se interzice declararea și declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă, respectiv greve și alte tipuri de activități care impun un grup mai mare de 50 de persoane. Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică. Noi am făcut recomandarea asta inclusiv într-un comunicat de presă care apare mâine, inclusiv pe site-ul instituției și la întrebările cetățenilor să îndrumați către site-ul instituției a primăriei, unde apare acolo și numerele de telefon și numărul de fax la care pot transmite o solicitare fără să mai vină la primărie. Obligațiile de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, respectiv prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, rezultă din înlocuirea amenzii penale, rezultată din înlocuirea amenzii penale, se suspendă pe durata stării de urgență. Deci, cei care au amenzi nu și-au putut plăti amenda și am mers în instanță și instanța a propus sau a dat ca sentință efectuarea de muncă în folosul comunității, nu mai trebuie să facă în perioada aceasta de stare de urgență. Pe durata stării de urgență, cursuri din toate unitățile și instituțiile de învățământ se suspendă, lucru pe care îl știți. Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor, se dublează. Adică, acolo unde avem 10 zile, o să fie 20, unde avem 30 de zile, că parcă asta, dacă rețin bine, două termene la care trebuie să răspundem la petiții, unde o să fie 30 de zile, o să poate fi prelungit la 60 de zile. Cam acestea au fost lucrurile mai importante, așa, pe care le-am apreciat noi ca din decretul publicat ieri în Monitorul Oficial, lucruri pe care am vrut să le aducem la cunoștință, fără a avea pretenția că v-am lămurit 100%, dar poate prin ceea ce am zis acum și v-am prezentat aici, v-am deschis apetitul pentru a intra pe site-ul președinției și a vedea efectiv toate prevederile din decretul de care vorbeam. Acum, câteva lucruri pe care le-am făcut noi, primăria. De unele sunt convins că ați luat act de ele și le-ați văzut. Noi, începând cu 12-a, am restricționat desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment în spații închise. De asemenea, am luat și câteva măsuri care țin de accesul persoanelor sau cetățenilor din municipiu la serviciile pe care le oferă primăria și nu intră decât un număr limitat de 5 persoane, atât la serviciul relații cu publicul, cât și la evidența populației, cât și la plata taxelor și impozitelor. Facem o triere la intrare în primărie și dăm drumul etapizat doar la un număr limitat de câte 5 persoane. Societatea noastră de transport în comun
continuă măsurile de dezinfecție a mijloacelor de transport în comun în fiecare zi. Deci toată flota pe care o folosim la transportul persoanelor, în fiecare zi este dezinfectată, așa cum scrie la carte. Continuăm dezinfecția zilnică în piețele agroalimentare și în spațiile de joacă pentru copii. De mâine, dacă veți aproba astăzi un proiect, primul proiect de hotărâre pe care vi-l propunem la această ședință extraordinară, de mâine echipele firmei Coral, cu care noi avem un contract pe mai mulți ani, care face dezinsecția și deratizarea în oraș, de mâine o să intre să facă dezinfecție în școli. După aia o să continue cu unitățile sau cu imobilele, clădirile de pe domeniul public care țin de primărie, sediul primăriei, poliției locale, casa de cultură, creșa și așa mai departe. După care, săptămâna viitoare, o să intre la dezinfecție în scările de bloc și în parcurile de joacă pentru copii. Am avut o discuție telefonică. Eu vă informez ca să știți lucrurile astea, că adică trebuie să le știți. Am avut o discuție telefonică, n-am ajuns la o concluzie, dar ideea noastră este că noi tot avem un contract pentru dezinsecție și deratizare, care trebuie să înceapă în luna martie, aprilie, asta e perioada în care se face, și încercăm. Am solicitat firmei Coral ca în popele alea cu care fac dezinfecția, în termonebulizatoarele pe care le folosesc, să pună și dezinfectant pe bază de clor, să fie și dezinsecție și dezinfecție. Mă refer în scările de bloc și parcurile de joacă pentru copii. Oricum am început cu citadinul și în parcurile de joacă, am făcut astăzi, continuăm mâine și până când terminăm toate locațiile, facem dezinfecție cu un produs pe bază de clor, un produs agreat de către Ministerul Sănătății pentru acest tip de infecție cu coronavirus, după care o să continuăm tot cu citadinul pe trotuare și în stațiile de autobuz. Da. Acestea sunt lucrurile pe care, în rest, sigur, pe lângă măsurile care astăzi le avem și le monitorizăm și le urmărim să se întâmple, facem și prin dumneavoastră un apel către populație, un apel la cal și mai ales să încercați și dumneavoastră și noi prin ceea ce facem să conștientizăm oamenii că e vorba de responsabilitatea fiecăruia dintre cetățenii din municipiu. Fiecare în această problemă dificilă pe care trebuie să o traversăm are responsabilitatea lui și dacă nu respectă regulile pe care le impun autoritățile care se preocupă de treaba asta, s-ar putea să aibă surprize neplăcute. Bine, cam asta a fost lucrurile pe care am vrut să le spun la început, sigur, după care putem discuta și la capitolul diverse. Domnul președinte, în cerere tare, poate am fost prea vorbăreț. Nu, ați vorbit cât trebuie ca să știe cetățenii și să cunoască în detaliu situația și să acționăm în consecință și noi, pentru că e normal și noi, Consiliul Local, să avem grijă de cetățenii noștri, după cum a mai spus și domnul primar, începând de astăzi, firma Citadin dezinfectează parcurile, o să dezinfecteze și pe trotuare, mobilierul stradal, stațiile de autobuz, o să alocăm resurse suplimentare pentru tot ce înseamnă curățenia și igienizarea orașului și ne gândim chiar să venim și să începem la spălatul străzilor. Consider că dacă menținem un nivel de curățenie bun, sigur că avem o șansă în plus să ne ferim de acest flagel, de acest coronavirus. Și acum permiteți-mi să intrăm în ordinea de zi și vreau la începutul ședinței noastre să urăm succes domnului secretar general Marina Fazakaș, care s-a întors din concediu și
de câteva zile, este colega noastră și dorim succes în activitate și eu cred că va colabora bine, foarte bine cu Consiliul Local și cu toți din primărie. Avem nevoie de un secretar general care să găsească cele mai bune soluții la tot ce înseamnă rezolvarea problemelor orașului, mai ales din punct de vedere juridic și nu numai. Și așa că o să trec la primul punct de pe ordinea de zi, primul proiect, și avem proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciului de dezinfecție pentru combaterea infecției cu coronavirus SARS-CoV-2 în spații închise a unităților de învățământ ale primăriei municipiului Zalău și al altor unități din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău. Eu știu că s-au întâlnit comisiile de specialitate ale Consiliului Local de Avă Consul, dacă Comisia Juridică a avizat proiectul. Da, mulțumesc. Comisia Economică a avizat proiectul, Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil, Comisia pentru Sănătate, Cultură, Învățământ, Comisia pentru Drepturile Omului. Sigur că v-aș ruga, având în vedere situația specială în care ne aflăm, colegii care vor să ia cuvântul și să prezinte anumite lucruri la proiectul de hotărâre, avem pregătit aici, în dreapta mea, microfonul și vă rog să interveniți fără niciun fel de problemă. Dacă sunt discuții la primul proiect de hotărâre, da, poftiți, doamna Crișan? De o săptămână, primul lucru, asta este. E un lucru simplu în primărie, care îl putem face și noi. Și e o întrebare legat de persoanele care sunt izolate la domiciliu. Probabil că nu suntem obligați prin lege, dar dacă ne-am gândit la ceva măsuri sau am observat că sunt 75 de persoane, n-am reținut exact câte femei și bărbați, dar poate sunt pe categorii de vârstă, cu siguranță noi avem aici în primărie o situație. Dacă e cazul să intervenim cu ajutor în această situație. Da. N-am văzut între noi gestionăm această situație cu cei izolați la domiciliu prin direcția de asistență socială. Și persoanele izolate la domiciliu care au cerut sprijin, să zicem, ajutor, inclusiv alimente, prin Crucea Roșie noi am reușit și am dus la locuințele respective, la femeile respective, alimentele solicitate. Deci ne preocupăm ca să rezolvăm nevoile și solicitările deci. Bun, dacă mai sunt și alte intervenții, da, poftiți, domnul consilier Labă. Să prindem doar așa un text, la unul din articole, că se va face în conformitate cu dispozițiile Ministerului Sănătății sau cum doriți să scrie chestia asta. Da.
știți dumneavoastră, noi când achiziționăm un serviciu, avem fișe de fundamentare, deci avem substanța la dosar trimisă de cei de la Coral și substanța, produsul se cheamă performante, se utilizează concentrație de 2% și avem la dosar fișa de fundamentare și această substanță este recomandată de Comisia Națională care gestionează biocidele și se pretează tocmai pentru acest virus. Și se folosește pentru orice fel de suprafețe, da? Da. Ok. Bun. Ne-am lămurit. Doi, revin la propunerea pe care am făcut-o an de an, primăvara, că trebuie să spălăm străzile din zanul, pentru că deja este praf și pe lângă praf mai avem și această amenințare. SARS-CoV-2. Atât, doamne. Da. Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu se pun la vot proiectul de hotărâre, cine e pentru? Da, mulțumesc. Voturi împotriva dacă sunt. Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Deci eu vă informez că, în funcție de evoluția fenomenului, sigur că, după cum ați văzut și proiectul de hotărâre, la decizia domnului primar, cu dispoziția domnului primar, putem repeta dezinfecțiile, ori de câte ori considerăm că e necesar. Acum, o dezinfecție, undeva se cifrează la 11.000 de lei, nu e așa o sumă încât să nu ne permitem să fim foarte atenți și să facem dezinfecțiile ori de câte ori trebuie, atât în școli, cât și în clădirile care aparțin de primărie, de Consiliul Local, și recomandăm și altor instituții să se preocupe și să facă la fel ca și noi. Bun, trecem la următorul proiectul 3 de pe ordinea de zi. Am înțeles că avem o recomandare de la Comisia Sport, Cultură, Învățământ. Vă rog, doamna președintă, să dați citire recomandării. Posibilele aluri de fonduri care se vor face pentru combaterea coronavirusului, dar mai ales suspendarea campionatului de volei, pe care am informația pe care am obținut-o astăzi de pe site-ul FNT, propune inițiatorului proiectului 3 retragerea acestuia de pe ordinea de zi. Totodată, la solicitarea direcției economice, aprobăm virările de credite aferente contractului de finanțare pentru anul competițional 2020, restul de contract pe care îl consider. Deci la nivelul bugetului acolo. Da, exact, care a fost aprobat. Da, bun, mulțumesc că consult pe domnul primar dacă își însușește propunerea. Da, poftiți domnul Groza, dacă aveți de intervenit, vă rog să-l faceți. Da, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. La punctul 4 avem proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente lucrării, executare cu proiectarea lucrurilor de amenajare a zonei de picnic din Păinile Angireș, inclusiv dotările necesare din municipiul Zalău, județul Sălaj. Avizul comisiilor la proiect. Comisia juridică.
Comisia Economică, Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil. Dacă sunt intervenții la proiectul 4, dacă nu supun proiectul la vot, cine e pentru? Da, mulțumesc, voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt abțineri. Nu sunt. Deci cu 16 voturi am adoptat proiectul 4. Trecem la proiectul 5. Proiect de hotărâre privind retragerea din folosință Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Zalău, autoturismului marca Dacia, tip Logan, proprietate privată a municipiului Zalău și transmiterea acesteia în folosul Poliției Locale Zalău pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență pe teritoriul României. Avizul Comisiei la proiect. Comisia Juridică. Comisia Economică. Aviz favorabil. Avem o propunere. Poftiți. Da. Se puternicește domnul primar să stabilească, prin dispoziție, cota lunară de combustibil pentru autoturismul menționat la articolul 1, în funcție de situațiile intervenite în perioada stării de urgență. Da, mulțumim. Comisia de Urbanism, aviz favorabil, Comisia pentru Drepturile Omului. Bun, dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre, dacă nu, supun proiectul la vot, cu amendamentul prezentat de domnul viceprimar, cine este pentru? Da, mulțumesc, voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt, abțineri? Nu sunt. Deci cu 16 voturi am adoptat proiectul de hotărâre. Dacă la diverse, eu știu că situație specială, dar totuși dacă la diverse aveți ridicat vreo problemă, vă rog să faceți. Poftiți, domnul consilier Popa. Situația prin care trece România astăzi și mă duc un pic în urmă când într-o ședință a Consiliului Local am vorbit despre analiza de risc la orașul Zalău. Dacă vă aduceți aminte, am convocat o ședință a Comitetului de Situații de Urgență în care am cerut să discutăm și să stabilim măsuri, proceduri pentru a preveni dezastre. Uite că ne găsim în pragul unei pandemii pe care până acum n-am întâlnit-o, deși, știți bine, am avut cutremur, am avut grindină, am avut inundații, am avut tornade, uite că vine peste noi și o pandemie. Vreau să fac o referire aici și să mă gândesc spre executivul primăriei, să încercăm să dezvoltăm programe de educație civică. Sigur, un lucru compost, dacă am spus, dar trebuie să plecăm și în direcția asta, să facem educație civică cetățenilor și să dăm drum o dată la un atlas de bune practici pentru situații de calamitate. Aici am vorbit și în ședința cu Comitetul de Situații de Urgență, când am stabilit că trebuie să găsim proceduri care să pregătească cetățenii ca efectele să fie diminuate pe cât se poate. Aici v-aș vrea, deci pe viitor, nu știu dacă sunt programe, sunt firme care se ocupă comunicări, programe de informare a cetățenilor, în mass media, site-uri și primăriei, acum vedeți că și mediile de socializare sunt extrem de reactive, în care să încercăm să transmitem cetățenilor pentru o situație de criză, cum trebuie să reacționeze. Mulțumesc! Deci noi avem proceduri pentru situațiile noastre de risc. Dacă sunt situații excepționale, sigur că lucrurile devin și trebuie tratate excepțional. Da, e o gândire bună și noi știm, de altfel și se prezintă și mass media și pe posturile de televiziune, nu? Principalele măsuri, cum să reacționăm, cum să ne protejăm, atât la cutremur, cât și mai ales acum, în pandemia prin care trecem. De aia, așa cum a zis și domnul primar, și eu solicit să tratăm cu maximă seriozitate toate aceste măsuri, care sunt niște măsuri
ca să zic așa, care nu presupun un efort de niciun fel să le respectăm și eu cred și sper că dacă toți vom fi responsabili și vreau să cred că cetățenii din municipiul nostru sunt responsabili, o să trecem cu bine și peste această situație. Funcție de cum va evolua situația și noi vom lua măsuri și o să ne adaptăm și cu ședințele de Consiliu Local, dacă va fi nevoie, la nevoie poate, știu eu, vorbim chiar mai telefonic, dacă se impun anumite măsuri, anumite alocări, dacă, încât să venim și noi cu măsurile în conformitate cu dinamica care se cere la un moment dat. Dacă nu mai sunt alte situații, poftiți, domnul Lamu, dacă mai aveți ceva de prezentat. De la Vrantă și mă bucur să îl fac cunoscut pentru că a fost solicitarea mea de acum vreo 2 ani din ședința de Consiliu de a dota casele din Zalău, mă rog, cei care doresc să aibă așa ceva, un compostor pentru fracția umedă și pentru... Da, 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 a fost. Dar mă bucur că se rezolvă lucrurile, că până la urmă asta revedem registrările și convingem cine e inițiatorul. Nu știu că asta este important să se rezolve lucrurile și să lucrăm. Am primit și astăzi cred că nu știu care este, am întrebat care este dimensiunea acestui compostor în sensul de intrare. Și îi îndemn pe zelăvanii care stau acasă să solicite un astfel de compostor, pentru că e într-adevăr util. Pentru mine nu mai este util, pentru că tocmai mi-am cumpărat un acum o sistem. Da, mulțumim. Dacă mai sunt alte intervenții... Da, domnul. Domnul consilier Popa, există un ghid pentru situații de urgență. Și el se cheamă caietul primarului. Fiecare primar este președintele Comitetului Local pentru situații de urgență, la nivel de județ este prefect. În ghidul respectiv sunt scenarii doar pentru inundații, incendii, cutremuri. Nu s-a gândit nimeni că va fi oarecând o pandemie cu coronavirus, care pandemiile respective sau epizodiile sau zoonozele care se pot întâmpla, bolile cu transmitere de la animale la om, au specifica parte, fiecare are specificul ei. Dar nu cred că e rău să avem măcar creionat niște măsuri generale. Păi de unde începem? Ce face la, ce face la, ce face la? Că ne-am trezit acum, într-adevăr, într-o situație destul de complicată. Poate ați observat că administrația locală din Zalău am fost mai puțin vocal în perioada asta, pentru că am vrut să facem, să facem ceva mai întâi și, pe urmă, să discutăm. Capitalizate undeva și pe viitor să existe o acțiune, pentru că cu siguranță vom găsi lucruri punctuale. Lucruri punctuale. Da? Și eu persoană găsesc într-o situație punctuală cu poziția mea în zona unde lucrez. Sunt lucruri pe care nu le prinde acest ghid și trebuie să le capitalizăm, să le înregistrăm undeva, să elaborăm plan de acțiuni ca pe viitor. Pentru că, uităm, în viitor ne întoarcem la ceea ce am marcat și am registrat atunci și avem o soluție. În sensul ăsta spun. Pentru că asta e situația. Este mai bine. Bă, da, am reținut lucrurile astea și o să facem așa, dar îți dau un exemplu, o speță mult mai puțin importantă, să zic. De când
Din 2016, de fiecare dată, după zilele zalăului, ne întâlnim executivul primăriei și toți cei implicați și spuneam așa, mă, fiecare ce necazuri au avut sau ce baiul s-a întâlnit pe parcursul derulării acestui eveniment, le scriem, să nu le repetăm anul viitor. Păi acum de 4 ani, nu le repetăm, mă, tot apar altele. Asta ca și un fapt divers. Sigur că e bine ce zice și o să ținem cont de lucrul ăsta. Bun. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, eu vă mulțumesc pentru participare. O zi bună, multă sănătate la toți!